noi am pornit curățenia de primăvară, chiar am fost cu domnul primar pe teren zilele trecute, cu poliția locală, cu gospodăria comunală, cu satul. Vrem și proprietarii să ajute pentru a curăța și pentru a igieniza zonele, orașul. Am identificat zonele rele și cu poliția locală le-am dat notificare și au zis că după Paște... Curățenie înseamnă toaletarea copacilor, strângerea frunzelor și uscate din grădini și de pe spațiile verzi. Cetățenii, o parte din ei și-au închis pentru a întreține spațiul verde, dar este dezastru. Le-am pus în vedere, le vom desfința și vom... La blocuri, da, de jur împrejurul blocului. Și împreună cu cetățenii, de asta fac și un apel pe calea asta, să începem să facem curățenie. Noi deja ne-am apucat cu gospodăria comunală, cu 416, cu cei de la asistență socială. Cu toți suntem acum pe teren și igienizăm, curățăm, măturăm. Pe marginea canalului, la fel, am trimis pe cei de la 416 să igienizeze. Deci luăm toate zonele, începem din interior spre exterior, nu din exterior spre interior, pentru curățire și sperăm că într-o săptămână de Paști ne vom aprinde cu curtea curată și cu orașul curat. Că nu e chiar mult de muncă. Nu este mult de muncă, dar este nevoie de un efort un pic mai mare. Da. Asta cu blocurile cum e? Deci să nu și îngrădească fiecare. Nu? Deci era o hotărâre de consiliu în care li se dădea voie cetățenilor să îngrădească, să facă cerere pentru a întreține spațiul verde din fața blocului, din fața firmei, din fața casei, în care primăria îți dădea gazonul și apa ți-o plătea. Numai ca să o întreții. Bineînțeles, legea aia a picat, au rămas cam vreo 10, am verificat contractele, 10 persoane care mai au până la terminarea contractului și adică a funcționat o vreme și acum s-a abrogat, a venit o altă lege în care se plătește o sumă de 0,03 bani pe an, pe metru pătrat, o sumă mică, dar hotărâre de Consiliul Local, da, hotărâre de Consiliul Local și au rămas cam 10 cetățeni care mai au contractul în vigoare. Ceilalți au rămas așa în virtutea inerției. De asta facem un apel să-și curețe, putem să-i băgăm în legalitate, putem să le lăsăm, bineînțeles, nu îi lăsăm să facă grădin, să pună arpagic și ceapă, că nu-i frumos în fața blocului să pui, să scape timpuri, da. Deci, flori, gazon, pentru frumusețarea zonei. Când le se va termina și lor contractul? Da, eu am văzut, am fost la Mangalia, bine, i-au făcut pe proiecte europene, toate gardurile din jurul blocului au picat. Le-au dat jos, s-au făcut gazon, deci simți că respiri, da, simți că respiri. Aici, așa a fost gândirea, nu știu... ce s-a întâmplat sau de ce au gândit așa. Peste tot unde te uiți sunt garduri. Garduri metalice. Ce nevoie se orientează și ea către direcția asta, fără garduri? Păi vrem și noi, ușor, ușor. De asta am făcut cu domnul primar, am fost pe teren. Unde sunt garduri, cel puțin făcute foarte urât. Dintr-o plasă de-aia ghimpată și cu o sârmă ghimpată. Deci acolo le vom da jos și vom igieniza și vom face curat. Ne-am apucat foarte, foarte intens de curățenie, nu numai de salubrizare, ci și de spații verzi, toaletare, copaci, amenajări, trotuare. Care ia mai mult? Înțeleg că sunt două componente, salubrizarea sau toaletarea și... Vă referiți la spațiu, la timp, la... La timp și volum de muncă. Ambele. Pentru că așa au fost echilibrate cumva, să avem un număr de personal pe una, un număr de personal pe alta, încât să acoperim în mod egal și echitabil toate zonele orașului și... M-am interesat ca volum de muncă, adică ce n-am vorbit, dacă n-aruncă mizerie pe nu știu unde, acolo partea e mai puțin de făcut, zic. Nu e așa. Și dacă nu aruncă Cernavodinii și să spunem că suntem foarte, foarte educați și ducem doar în punctele special amenajate, vom avea grijă ca personalul care este
care deservește partea de salubritate, să fie permutat puțin, să ajute în zonele unde, sau în serviciile unde este nevoie de mai multă forță de muncă. Acum intrăm în forță pe străzi, pe consolidarea acestor ziduri de care știți că am avut probleme, la care am avut probleme, și vom permuta personalul să ajute acolo unde este nevoie. Înțeleg că și la blocul unde sunt gărbuțurile alea trebuie să intrați. Tot ce înseamnă curățenie ne ocupăm pe spații verzi, vă spuneam mai devreme, tot ce înseamnă, chiar dacă este îngrădit și nu este în proprietatea locatarilor, ține de noi, facem curățenie, facem toaletare. Noi avem, după cum știți, în întreținere și străzile, drumurile, tot ce înseamnă că e transport. Este un program de investiții, dar și un program de reparații, iar pentru cel de reparații, acum intrăm, probabil săptămâna viitoare, în prima zi de după Paști, prima zi lucrătoare, la întreținerea unor străzi importante din oraș, care chiar necesită lucrul acesta. Le-am și identificat, sunt două străzi mari, Megidiei și Mircea cel Bătrân, sunt două străzi care chiar necesită reabilitare. Nu reabilitare la modul categoric, dar întreținere, și v-am spus, de săptămâna viitoare intrăm pe întreținere pe străzile acestea. Asta presupune să radeți primul strat, la de uzură și apoi... Așa presupune. Păi, asta înseamnă întreținere. Nu ne băgăm pe... pe stratul de uzură. Atât. Am început campania de primăvară, curățenie generală constant, în adunat toate resturile după spații vegetale, resturi constant în tot tipul de, toate tipurile de gunoi, inclusiv rahați de câini care predomină pe toate spațiile verzi. Avem 30 de oameni în teren, suntem împărțiți pe tot orașul, pe toate cartierele orașului. Ceea ce vedeți aici se face în tot orașul acum și în toate parcurile, constant în 16 parcuri, cam 35.000 de metri pătrați numai parcuri. Oamenii noștri, cum îi vedeți, se activează destul de bine și în general i-am format așa natură de știu fiecare ce să facă și cum să facă. Că multă lume spune, ce faci la spațiu verde? Munca la pământ e cea mai dură muncă și în general e muncă în pământ cu gazon, cu flori, cu pomi, cu plus parte de salubritate, curățirea de corpuri străine. Avansează, care e ritmul de lucru sau cum se? O stradă pe zi, două străzi pe zi? În general facem tot orașul, sunt 97.000 de metri pătrați de spațiu verde care se degajează de corpuri străine zilnic, parcurile la fel. Pe lângă astea sunt și celelalte operațiuni, curățat de buriem, planta flori, planta compaci. În per total, zic așa, munca care o fac 30 de oameni de la spații verzi, cred că ar cuprinde cel puțin dublu. Dar au ritm, marea majoritate sunt vechi, lucrează cu noi de mulți ani, au învățat ce au de făcut, sunt... La rit vă pot spune că se apropie undeva de Germania la muncă, la chestii de genul ăsta, că lumea era și vorbește și dacă rămâne un chiștoc pe teren, n-a făcut acolo. Apar chestii de-astea. Am plantat, dacă ați observat, pe sensul giratoriu, prin parc, deja au început să fure. Primul lucru, să strici, să furi, are tomberonul acolo de gunoi, vine și aruncă gunoiul pe taluz aici. Și după aia tot el se duce și reclamă. Nesimțiți aia de la spații verzi n-au luat. În ritmul ăsta de lucru, când terminați cu totul? O jumătate de lună? Ritmul de lucru care este acum încă este mic, că pe lângă asta o să intervină și cositul mecanizat și tăiat de garviu. Încă ne extindem și ritmul este zilnic, nu că terminăm. Nici măcar iarna nu terminăm. În perioada de iarnă toaletăm toți copacii din oraș, sunt câteva mii. Direcția Asistență Socială derulează un program social Mi Respect și Sprijin pentru Seniorii Orașului. În cadrul acestui proiect social sunt acordate din două în două luni, deci de 6 ori pe an, anumitor categorii de cetățeni, persoanelor vârstnice, persoanelor fără venituri și persoanelor cu încadrări în grad de handicap, tichete, bonuri valorice cu valoare de 100 de lei pe persoană. Acestea au fost acordate și în cursul acestei luni. Un alt proiect social...
trimitere la sărbătoarea pascală? Adică da, 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 pentru că de obicei aceste acordări sunt legate de sărbătorile religioase, adică se dau cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, deci în decembrie, din două în două luni, februarie, nu știu exact sărbătorile religioase, chiar nu știu să vi le, dar sunt legate strict de, de exemplu, în august cu ocazia sărbătorilor Sfânta Mărie sau Adormirea Maicii Domnului, care-i Mihail și Gavril, din două în două luni noi acordăm tichete sociale bătrânilor, persoanelor fără venit și persoanelor cu încadrare în grad de handicap. După cum știți, Direcția de Asistență Socială acordă servicii sociale prin mai multe centre, unele dintre ele am și licențiat, așa cum cere legislația în vigoare. Unul dintre centre prin care noi oferim servicii sociale este Centrul de zi Creșa 1 și Creșa 2. Aici avem în îngrijire un număr de 47 de copii și aceștia au primit cu ocazia sărbătorilor pascale pachetele cu dulciuri și cu jucărioare din pluș adecvate vârstei lor. De asemenea, mai avem servicii acordate Căminului pentru persoane vârstnice. Aici avem un număr de 32 de beneficiari, persoane vârstnice aflate în diferite situații de nevoie socială care a și dus la internarea lor acolo. Aici sunt acordate servicii de masă. Masa efectiv este acordată prin servicii de catering. Am avut grijă ca în contractul respectiv să avem prevăzute oferirea meselor festive cu specific de Crăciun și de Paște. De asemenea, și cu ocazia acestor sărbători vor avea un meniu festiv adecvat sărbătorii pe care o ne pregătim să o întâmpinăm. Tot la Căminul pentru persoane vârstnice, tot în același contract de furnizare, avem prevăzute sărbătoririle, obligativitatea furnizorului de a, cu ocazia zilelor dumnealor de naștere, să pregătească un tort, suc, tot ceva, ca să tocmai să marcăm fiecare zi specială din viața lor. În continuare dorim să oferim servicii de cât mai bună calitate, să înființăm cât mai multe servicii sociale, să identificăm grupurile țintă care sunt în nevoie și pentru ele să înființăm servicii sociale exact după nomenclatorul serviciilor sociale pe care să le licențiem, deci să le oferim la standardul minim de calitate și dorim să venim în întâmpinarea cetățenilor care au nevoie și pentru ca ei să înțeleagă că suntem alături de dânsii și în același timp dorim ca și ei să vină către noi cu aceeași deschidere. Și cei care au posibilități materiale mult mai mari și care ar dori să ofere ajutor, aș vrea să fie mai multă muncă de voluntariat. Deocamdată nu prea am ONG-uri care să se implice în lucrul ăsta, vreau să facem cumva ca legătura dintre noi și ei, pentru că fără colaborare între societatea civilă și asistența socială, nu vom putea să facem lucruri bune pentru cernavodenii care au nevoie de astfel de fapte bune.